Salutare, dragi mei prieteni, cu voi este Mihail de Cycle și înainte să începem în rubrica Celebrități din Calisthenics, v-aș ruga să vă abonați la canalul Aesthetic Generation. Îl găsiți aici canalul sau în descriere. Acolo puteți vedea diferite video de motivație, canalul este nou, așa că o să fie foarte super fiecare săptămână, o să iasă câte un video nou, așa că vă sfătuiesc să vă abonați. Iar noi să începem. Deci, în ultima rubrică de Celebrități Calisthenics, a câștigat Dejan Stipic, așa că astăzi această rubrică va fi în special pentru el. Să-i dăm drumul! Deci foarte puțină informație am găsit despre Dejan Stipic, dar am căutat foarte mult ce am găsit, aceea este, așa că îmi pare rău dacă o să fie cam puțin, dar asta este. Deci Dejan Stipic cu pseudonimul Stipke. Vârsta sa actuală este de 24 de ani, este un atlet veteran în calisthenics. Deja face calisthenics de 17 ani, mă închipuiți? Este, nu știu, locul 2 după Hannibal, cred că. Deci a început în 1999 cu gimnastica, dar în cele de urmă nu i-a fost pe plac gimnastica și a trecut în street workout și weighted calisthenics și are un succes foarte imens până în zilele de azi. Deci să vă spun câteva ce a reușit până acum. Deci este locul 3 în prima ediție a Cupei Mondiale, top 10 la campionatele mondiale, rege al calisthenicii locul 2, adică când a fost lupta King of the Bar, când s-a luptat cu Vadim Alenic, a ocupat locul 2. Deci dublu campion național de freestyle și dublu campion absolut la calisthenics reps. Arbitru internațional de calisthenică și reprezentat cu certificat de antrenor și maestru al calisthenicii. Și la rândul său este și un antrenor în linie și un antrenor personal foarte bun. Așa că dacă aveți ceva, să doriți să crești foarte tare, vă sfătuiți să vă descrieți lui, să cumpărați programul de antrenamente. Deci, țara lui de origine este Serbia, este născut în Serbia. În momentul actual, Dejan Stipic are 1,71 m și cântărește de la 78 până la 82. Depinde ce perioadă se află, la momentul actual are 81 de kilograme. Când puțin deja se încălzește, începe să scadă carbohidrații și deja ajunge la 78-79. Dejan Stipic locuiește în Subotica, nordul Serbiei. Când era mai tânăr, practicase în principal gimnastică, după cum am mai spus. El mărturisește că nu a fost bun în alte sporturi decât în gimnastică, a încercat și altceva, dar cel mai tare a plăcut gimnastica. Ca mulți alții, cum și noi, a descoperit street workout-ul prin niște videoclipuri de pe YouTube. Astăzi este singurul sport pe care îl practică și el aparține echipei Bar Maniacs. Până în prezent a concurat la foarte multe competiții, el spune că de ce a început să practice antrenamentul de stradă. Spune că antrenamentul de stradă îi dă o nouă libertate, adică ești liber să-ți alegi să faci ce dorești, să faci antrenamentul cum dorești, absolut tu ești propriul fundament care îl construiești. Deci el spune că dacă nu începea să facă acest sport, nu știa ce putea să facă cu viața lui, că este foarte, foarte, foarte tare, îi place. El se gândește să câștige cât mai multe concursuri din întreaga lume, să creeze videoclipuri motivaționale, să călătorească și să se bucure de acest minunat și nou sport. Acesta este scopul lui, la momentul actual. Este un scop foarte interesant și eu tot aș dori așa ceva. El practică antrenamentele în fiecare zi. Doar când vede că se simte puțin mai obosit, ia și o mică pauză, o zi de pauză. Dar așa în rest, practică antrenamentul în fiecare zi. Referitor la antrenamentele lui, adică la planul lui de antrenamente. El zice că are un plan de antrenament specific pentru fiecare zi, dar acesta este secretul lui. Adică el nu dorește să spună nimănui antrenamentele lui gratis. Este o persoană foarte deșteaptă. Elementul lui care îi place cel mai tare este Close to Impossible. Close to Impossible este elementul lui preferat. El zice că cea mai bună experiență pe care a făcut pe antrenamentul de stradă este că întâlnește oameni care sunt la fel ca și el. Se antrenează cu ei. Împărtășește experiența care o acumulează împreună cu aceste persoane. Pe el îl inspiră cel mai tare comunitatea, fanii care la fel practică street workout și toată comunitatea care sprijină pe el. El zice în felul următor că când se întoarce de fiecare dată la un nou concurs și întâlnește pe noi oameni minunati care se face prieteni, se simte mai motivat pentru a fi cel mai bun pe care poate să fie la momentul actual. Adică întâlnindu-se cu cât mai multe persoane în diferite zile, el din ce mai tare se motivează și se gândește să fie și mai bun decât este la momentul de azi. Cred că toți dintre voi vă întrebați ce îl face puternic, care este rutina antrenamentului său, ce mănâncă și așa mai departe. Dar să vorbim câte ceva
despre mâncare. Deci mealurile lui obișnuite arată așa. Pentru micul dejun mănâncă de obicei lapte și ovăz. Este simplu și rapid. Prânzul și cina sunt de obicei făcute din o mulțime de carne și legume. Adică piept de pui, pește, orez, spanac și alte legume. Este super bine. Și când vine vorba de gustări, el stă cu lucrurile care îi plac și sunt foarte simplu de pregătit. În general mănâncă fructe, din nou ovăz cu lapte și ceva iaurt. Post-workout-ul este ceva bogat în proteine, lucru cum ar fi ceva ouă, ton, aceste mâncăruri lucrează foarte minunat pentru el. Referitor la mâncăruri nesănătoase, este absolut contra. El nu mănâncă dulciuri, nu bea sucuri și sigur nu mănâncă mâncare nesănătoasă. Și sfatul lui pentru oricine se gândește să construiască un corp minunat este să încerce să evite cât mai mult posibil aceste mâncăruri, adică mâncarea nesănătoasă. N-are o mâncare preferată, spune că cel mai mult îi place ovăzul cu lapte. Puteți să mă întrebați că părerea despre suplimentele nutritive, adică ia sau nu. El a spus că nu folosește suplimente, dar nu are nimic împotriva lor. În exercițiile bază îi place să facă spatele. De aceea face multe suflări musculare, trage larg, trage neu, trage mare în spate. În general, după cum am spus, o lucrează în fiecare zi, aproximativ 2 ore. Își ia doar o odihnă când simte că într-adevăr este obosit. Și la sfârșit de toate, ce oferă el, adică o recomandare tuturor persoanei care doresc să facă antrenamente. El spune că doar fă-o, ia și fă-o, nu sta pe loc. Începutul este cea mai importantă parte a antrenamentului. Este un sport uimitor, te poți găsi în el. Găsești noi prieteni pentru viață și te simți foarte bine. Acestea sunt cuvintele lui care, nu știu, sunt niște cuvinte foarte adevărate. Principalul e să faci, să ieși și să faci. Am citit odată o carte și este o regulă, regula a 5 secunde. Adică încep să numeri de la 5, 4, 3, 2, 1 și te-ai sculat și ai făcut. Nu stai pe loc, te sculi și faci lucrul care trebuie să-l faci. Nu e important, te gândești la lucru și numeri 5, 4, 3, 2, 1, 0 și mergi să faci. După 0 nu există altceva, nu poți să numeri altceva, așa că mergi și faci lucrul acela. Pentru a inspira pe voi, el mi-a zis că faceți ceva astăzi, ca viitorul dumneavoastră vă va fi recunoscător. Adică facem un lucru astăzi ca copiii, oamenii care se uită în viitor să fie recunoscător. Adică să se motiveze la el, să inspire pe alt. De aceea, dragii mei prieteni, acest sport, oricând, nu găsiți limite, inspirați-vă de la cineva și, nu ultimul rând, bucurați-vă de viața, că viața este foarte frumoasă. Cu voi a fost Mihail Isacu, pace, fericire, iubire. Aici a fost deja tipic, nu uitați să dați like la ultimul video, să scrieți un comentariu și, desigur, dacă o să strângem cât mai multe comentarii, cât mai repede o să facem următorul vlog. Cum ajungem la 100 de like-uri, cum facem următorul vlog despre celebrități în calistenic. Așa că ne vedem data viitoare. Peace și numai bine. Abonați-vă aici, scrieți comentarii aici. Eu vă iubesc. Pace, fericire. Pa, pa. I'm lucky sincerity, but you don't care at all. This booze, this cigarette.